Bine v-am regăsit, dragilor, la o nouă ediție a podcastului Business Philosophy. În seara aceasta avem un invitat cu totul și cu totul special. Nu este campion olimpic mondial, dar este câștigătorul MasterChef. Ciprian Ogarcă, creatorul brandului Praz Vegas. Din România, tot. Pizza. Salutăm toți spectatorii și telespectatorii acestui podcast. Tată, sunt fericit că am făcut și mie invitație. Și urmăritorii pe TikTok. Și urmăritorii de pe TikTok. Da, pe asta vreau să-i zic. Am pus aici, am 14 urmăritori pe TikTok să vadă și la noi podcastul, știi? S-a mai adăugat un zero între Așa, da, așa. Și crește. Important e unde suntem oamenii, indiferent că suntem mulți sau puțin, important e să fim fericiți. Mulțumesc frumos că în sfârșit ajuns și eu la un podcast și la o emisiune, cum îi zic eu, la podcasturile astea de business. De business. Da, că eu făceam bișniță când era mic, acum e business. Bă, când ai venit cu mâna goală, ai venit aici cu Papornis, al lui Neamărin miliardar, al lui Juvete miliardar. Da, tată, deci Neamărin este unchiul meu, Neamărin Juvete, cum îți numeau oamenii din pe american. Adusă-i tată Papornița și Damijan, ăștia sunt lucrurile care ne reprezintă. Dar ce a avut Damijan? A fost parte? Ce s-a întâmplat? Nu. Ideea e că dacă auzi că faci tu reclamă la vina aceea, bă, ui, o să aibă rumă pe drum ca să nu... Da. Și veni cu directorul de marketing al pizzeriei Praz Vegas. Tată, e autentic, e oltenesc de-al nostru. Din ăla de care mâncăm celebra pizza. Ăsta, tată, ăsta e. Pizza cu praș, cu varză murată și cârnați oltenești. Dragule, hai să o luăm cu început. Înțeleg când erai mic, vrei să te faci șofer de tir. Și ai ajuns MasterChef. Cum s-a petrecut trecerea asta atât de simplă? Deci, încă din copilărie, îmi doream foarte mult să mă fac șofer de tir pentru că fratele meu mai mare, noi suntem 6 frați la părinți, și fratele meu Mihai, el era șofer de tir și îl vedeam că el tot timpul are bani, mi se părea că e o meserie frumoasă să fii șofer de tir, nu te plouă, nu te ninge, și mai îmi plăcea că și găteai așa la roata tirului, știi? Ăsta mă pasiona un pic cu tirul. Și uite că trecerea asta de la tir la MasterChef, eu făcui permisul de profesionist și când m-am scris la emisiune, mi-a plăcea foarte mult să gătesc. În drumul meu de a mă face șofer de tir, m-am angajat la un restaurant în Craiova și aveam un salariu foarte mic acolo, dar erau bănuții suficienți ca să pot să-mi strâng eu bani pentru a face școala de șofer de tir. Și în drumul meu de a mă face șofer de tir, ajunsei la punctul culminant când fusei dat afară dintr-un restaurant din Craiova. Pe ce motiv? Un motiv, cum să spun eu... Te-au dezavantajat arbitrii. M-au dezavantajat arbitrii pentru că eu refocusem toate farfuriile de muși de vită. Era un restaurant care se gătea vită, se găteau mai multe preparate dintre ăștia de fine dining. Și eu l-am reparat și bucătărea sa de acolo restricase. Și a fost invers, că bucătărea sa fiind mai veche a dat vina pe mine că e fiind mai copil. Da? Au scos castanele din foc cu mâna ta. Așa, scoaseră castanele din foc cu mâna mea și mă dădura afară și îi mulțumesc și acum doamnei patron de acolo de la restaurant că mă dădu afară, că uite, de nervi ajunsei acasă și mă dusei la MasterChef. Și uite, așa reușit și eu să devin MasterChef. Pentru că dacă nu aveam declinul ăsta... Eclicul. Așa, dacă nu aveam eclicul ăsta, spun sincer că îmi dau seama că de fiecare dată, când se întâmplă ceva în viața noastră, nu se întâmplă nimic la întâmplare. Da, la niciun om nu e pus la întâmplare. Eu cred că Dumnezeu așează lucrurile așa cum trebuie să fie, pentru că știu că cumva Dumnezeu avea un plan cu mine. Planul de a ajunge MasterChef și de a ajunge acum și fondatorul Praz Vegas. Înțeleg că primul tău business l-ai avut la vârsta de 5 ani, când ai vindeai capace de borcane. Mai ții minte care a fost cifra de afaceri, cu cât vindeai capacul și câte capace ai vândut cel mai mult în lunile sau anii aceia? Da. Deci mi-aduc aminte, prima afacere la 5 ani, ai mei puneau murături acasă. Okay. Și furai borcanele părinților. Deci, tată, nu furam borcanele, lăsam borcanele, dar știam că borcanul nu poate să funcționeze fără capac. Okay. Luam capacele și strigam, 5 lei capacele, 5 lei capacele. Și ăsta a fost primul meu business și tata cumpăra capacele care el le cumpărase, eu de când le luam și le revindeam, cumva, știi? Țineai cu casa. Da, țineam cu casa. Și mi-aduc aminte că ăsta a fost prima mea afacere și la vârsta de 9 ani mi-aduc aminte cu plăcere că mă duceam cu tata la salină, pentru că am o problemă de sănătate cu astm, bronșic, și mă duceam la salină și mi-a plăcut foarte mult un autobuz albastru și am vrut să mi-l cumpăr. Și tata zice, bă, tată, nu mai avem bani să-ți iau și autobuzul ăsta. Bă, și ce fac eu? Adunai toată sarea prin salină, o pusei pe o bancă și vându-i sare și făcui bani de două autobuze, nu de unul.
Și uite, deja realizam că Dumnezeu a pus în mine talentul ăsta de a face cumva drumul ăsta spre afaceri. Și uite, așa a ajuns să-i ca din... din băiețelul ăla mic de 5 ani să vând capace, după aia să vând sare, visul meu era să vând cartofi prăjiți la geam. Și la asta de, la 9 ani. La 9 ani. Deci după ce făcui treaba asta cu sarea, puneam cartofi prăjiți, îi prăjeam și îi puneam într-un carton așa, într-un ziar dintr-o ăsta de făceam noi de matematică și într-o foaie de asta de matematică să încerc să vând cartofi prăjiți la geam. Deci șofer de tir, șofer de autobuz, că deja aveai două autobuze. Cartofi prăjiți. Dar când ai gătit prima dată, îți mai amintești că totuși ai veleități în direcția asta de... Deci primul meu preparat mă leagă tot de vârsta asta de 9 ani. Tata îi plăcea foarte mult să meargă la pește. Okay. Se ducea la cărășel, la ăștia, la Olt, cum era la noi în Oltenia acolo. Și el tot timpul, după ce se ducea la pește, icrele le punea într-un borcan, punea ulei peste ele și sare. Bă, mă, și stătea și cât una de zile icrele nepreparate. Și într-o zi zic, bă, ce ar fi să fac eu o salată de icre? Văzusem și eu la mama, la tata, făcea cu gris, cu alea. Zic, bă, nu-i mai pun nimic, îi pun decât niște ulei, apă minerală. Nu aveam noi apă minerală atunci, niște sifon și cu zeamă de la o lămâie. Dar praz ai pus în icrele de atunci, de la vârsta? Bă, tată, n-am avut praz. Dar ce mergea, uite că mergeam cu praz. Dar n-am avut să-i atunci, dar acum pe unde mă duc am prazul cu mine, deci nu lipsește din niciun preparat, din nicio filmare de-a mea prazul. Am înțeles că și la soție, dar de când da, e ce da. Română, cu un loc de flori. Oh, da, uite, bă, ce tare, păi da, nevastă mi-a avut buchet de praz la nuntă, știi, în loc de flori. Mirosa praz la tată cu nunia civilă. Și să știi că atunci reveni la partea asta cu icrele, am făcut toată cea mai bună salată de icre. Și zic, toți se miră, bă, dar cine a făcut icrele ăștia? Și atunci se descoperi harul ăsta de a găti, talentul. Super, super tare. Iar la 17 ani înțeleg că ai avut prima firmă de sau ai lucrat în domeniul de asigurări, lămurește-mă. Da. Și la 18 ani ți-ai cumpărat prima mașină din banii tăi. La 17 ani, da, mă angajai și eu prima dată la un băiat la asigurări auto și început să-mi placă treaba asta cu oamenii. Îmi plăcea că vorbesc cu oamenii, îmi plăcea că începusem să fac bani. Atunci am făcut primii mei 50 de lei cu care am dormit cu ei superină toată. Deci eu la nu e cu sut în saltea, ai pus nu, tată, okay. Nu e cu sut sub saltea, îi băgai superină, că mă gândeam că poate să mai mulțesc. Nu, dar sincer spun, am venit într-o familie destul de săracă, care eu nu văzusem nici măcar cum arată 50 de lei. Și atunci, la vârsta de 17 ani, am muncit atât de mult. Șase frați? Sau... Șase frați. Noi suntem, eu sunt al cincelea. Al cincelea. Suntem trei băieți și trei fete. Și... Îmi dau seama că de la părinții noștri am putut să primim o bună creștere, care mai târziu să ne ajute cumva ca la rândul nostru, dacă ajunge vreunul din noi să aibă mai mult, să putem să împărțim cu toții. Pentru că Imperiul Praz Vegas nu hrănește doar familia mea, ci întreg neamul Ogarcă și oricine are nevoie, dacă vine cineva și cere mâncare la noi la pizzerie, este primit și are din partea casei tot timpul oamenii fără posibilități. Noi donăm pizza la oamenii pe stradă, a fost și acum cu pandemia, am donat la secția de terapie intensivă peste 1000 de euro pizza. Înțeleg că ai avut acțiuni de CSR care a ajutat... Da, îmi dau seama că dacă Dumnezeu mi-a dat mie, eu trebuie să împar și cu alții. Pentru că degeaba m-aș bucura decât eu și aș vedea că oamenii de lângă mine să moară de foame. Că știu și eu cum eram înainte și îmi doream să mănânc și un hamburger și ce strângeam pentru banii aia de la hamburger, cred că 2-3 luni strângeam. Și ce făceai? Le duceai pizza gratuit bolnavilor de la ATI? Da, le duceam tuturor. Dar puteau să mai mănânce la cum erau în fază? Nu, duceam oamenilor care lucrau acolo, care doctorilor lucrau. Okay, și asistentelor. Mai important să-i ajute. Pentru pe că erau oameni care veneau nu mai aveau timp să mai... Nu aveau mâncare, timp, dar purtau niște combinizoane de câte 6-7 ore. Am vorbit cu domnul director de acolo, de la spital, și au venit oameni care făceau, cum să spun, veneau de acasă și nu erau plătiți. Erau doctori care făceau voluntariat. Și gândindu-mă, bă, zic, cu oamenii ăștia nici măcar nu e masa asigurată, nu e nimic, și ei vin din propria lor inițiativă să salveze vieți. Și atunci mi-am dat seama că aș putea să pun și eu umărul ca să salvăm mai multe vieți și mai multe. Chiar dacă nu știu în domeniul medical, măcar prin bucuria asta de a mânca și a fi oamenii luciți ca să poată să vindece oamenii de acolo de la terapie intensivă. Da. Și acum revenim la... Dar stai că mai rămân la, ca să punctez acțiunile, le sintetizez. Înțeleg că ai făcut și o campanie
Vița pentru vârstnici, în care ai ajutat persoanele în vârstă din Piața Mare din Craiova și le-ai oferit pizza. Deci nu numai personalul medical, cât și persoanele în vârstă. Noi foarte mult ajutăm copiii și oamenii în vârstă. Copiii de la orfelinate sau unde? Și de la orfelinate și de la familiile care nu au prea multe posibilități. Ne place să facem bucuria asta prin a merge și oamenii care ne spun, uite, avem un vecin care, uite, n-am mâncat pizza niciodată și avem un băiat în Oltenia care spunea că singura lui dorință este să mănânce pizza de ziua lui, că n-am mâncat niciodată. Și atunci îți dai seama ce bucurie am putut să-i facem noi copilul lui. Și am văzut bucuria în ochii lui și oameni de 80 de ani care vând pătrunjel și mărar pe o cutie de carton, să te duci cu o pizza și să zică, bă, eu nu știu ce e asta, n-am mâncat pizza în viața mea. Și nu știu, e mai mare bucuria asta de a dărui decât a strânge, știi? Mi se pare că, de fapt, pentru asta trăim. Anumit har. Sunt anumite persoane care au capacitatea asta să dăruiască. Alții sunt mai încrâncenați, să strângă. Corect. Acum, eu la vârsta de 19 am făcut un accident frontal cu un tir. Aici vreau să vorbesc. În ce mașină erai? Eram în Golf 3 care îl cumpărasem din banii mei, prima mea mașină, tata avea Dacia și eu îmi cumpărasem un Golf 3. Și ai distrus tirul, înțeleg că l-ai scoat. Acum a rămas unde a fost accidentul? O amintire oarecum nu prea plăcută, dar o amintire care nu mă bucur că mi s-a întâmplat, dar atunci mi s-a schimbat viața mea. Am început să citesc foarte mult Biblia, s-a întâmplat pe Valea Urtului accidentul. Pe Valea Urtului, ok. Și mă băgasem într-o depășire, ploua frontal afară. Era la volan ca în generația de busolată, așa cam teribilist. Da, nu era un tip foarte teribilist, că nu plăcea viteza, okay. Am fost un tip oarecum calculat de mic copil. Și a fost să fie. Nu știu de ce mi s-a întâmplat lucrul ăsta, dar realizez acum că mi s-a întâmplat lucrul ăsta, că atunci mi-am realizat că fiecare zi din viața mea o trăiesc ca și cum ar fi ultima. Păi ok, hai să sintetizăm puțin. Deci te-ai apucat să citești ce cărți ai acces de dezvoltare personală care te-au ajutat în viață, până atunci nu prea căzusele bibliotecile peste tine, să înțeleg și accidentul, ce emoții ți-a trezit, ce stări ca să te bucur de prezent, să trăiești clipa, sperietura de moarte din impactul cu accidentul, ce... În momentul când mi s-a întâmplat... Că a avut amprentă și asupra business-ului. Asta e și tema emisiunii. Psihologia business-ului. Da, eu atunci aveam o afacere, făceam asigurări auto. Și din banii care câștigam acolo mi-am cumpărat mașina asta, Golf-ul ăsta 3, care a făcut accidentul. Și în momentul când eu am făcut accidentul, am stat 2 luni aproape imobilizat la pat. Abia puteam să merg și beam cu paiul, am avut limba cusută, nici măcar gustul nu l-am atât de accentuat cât îl aveam înainte, sau un om normal, că am limba cusută. Și uite că cu simțurile ăștia mele am reușit să câștig și master și mai târziu. Revenind la treaba asta cu accidentul și cu business-ul, cât a fost de afectat, cele 2 luni de zile care mă ținură imobilizat la pat, pierdui foarte mulți clienți în asigurări, pentru că în asigurări trebuie să fii prezent acolo, ca în orice fel de business până la urmă. Mașina aveai asigurată la tine? Mașina era asigurată RCA, dar nu mai puteam să-i fac casco, că era o mașină destul de veche, Golf 3, și eu l-am cumpărat la vârsta de 19 ani, adică avea vreo peste 10 ani vechime. Tirul a suferit? Tirul nu prea a avut mare lucru, dar... Revenind de la treaba asta cu accidentul și cu tirul, cu revelația asta, ce mea, te-a ajutat? Mi-am dat seama de un singur lucru, că zic, dacă viața mea se termina la vârsta de 19 ani, am avut un nepot care, băiatul fratelui meu, a decedat la vârsta de 2 luni. Mi-am dat seama că e un pic cam nedreaptă viața, adică, mă, stai puțin, dacă se întâmplă cu nepotul meu, cu mine se întâmpla la vârsta de 19 ani, știu, bunicii mei au trăit 94 de ani. Zic, bă, stai puțin că e un pic nedreaptă viața, înseamnă că sigur trebuie să existe ceva și dincolo. Și atunci am mers pe premiza pariului Pascal, care spune că dacă Dumnezeu nu există și noi credem, nu pierdem nimic. Dar dacă El există și noi n-am crezut, am pierdut totul. Și atunci am început să... Cotă 1:2. Eu personal, atunci am început foarte mult să citesc din Biblie, realizând că viața mea este condusă de... Biblia sau și cărți de dezvoltare personală? Nu am citit niciodată nicio carte în viața mea decât cele 66 de cărți ale Bibliei, care încă nu le-am terminat. Aha, dar și ți-a trezit un pic și relația cu Dumnezeu, accesând... Da, nu neapărat relația, cât am început să cred mai mult în forța asta divină, okay. Pentru că realizez că... Mă zic, dacă pământul ăsta e rotund și se învârte și noi stăm pe loc, cine a inventat gravitația asta? Gravitația, cine a inventat-o? De-aia mă gândesc. Înțeles. Da. Și ce răspuns ai dat? Eu mi-am dat răspunsul că trebuie să existe Dumnezeu care a inventat și această gravitație. Ok. Sau m-am gândit, cum poate la naștere un om, într-o burtică, nu are aer să respire, stă acolo într-un lichid, iese afară și are aer, intră înapoi în apă și moare.
Mi se pare niște lucruri puțin ca prea bine puse la punct ca să de, fie doar pur și simplu așa, trebuie să fie de la o divinitate. Și o divinitate asta numită Dumnezeu. Ok. Bun, dragule, când ai câștigat Masterchef-ul, premiul cel mare, în 2014, da, nu? În 2014. Până atunci nu aveai o pizzerie. Ți-ai deschis-o după ce ai câștigat premiul sau cum? Da, eu până la vârsta de 19 ani avusesem câteva tentative de a face afaceri și am mai ieșuat și eu cu asigurările, specifică, cu capacele din casă, cu sarea din salină și acum... Cornetul cu cartofi prăjiți. Și acum, după ce mă înscrisai la emisiunea Masterchef și am trecut niște probe pe acolo, ajunsesem la un moment dat de colegii din concurs, efectiv, nu mă suportau doar pentru simplu fapt că era moltean. Și zic, bă, dar stai puțin, dar ce făcui, că nu vă deranjai, nu, că voi sunteți sărani acolo, că voi vorbiți cu perfectul simplu, că... Bă, frate, zic, așa vorbim noi, zic, tu dacă te-ai fi născut în Craiova și... Deja nu mai era răutatea doar că era moltean. Eu vedeam în ei o răutate și o invidie mai degrabă, că vedeau că eu mă descurc la fiecare probă și ziceau, bă, iau-te pe ăla care practic nu păream că sunt cel mai bun bucătar în 2014 să ajung chiar Masterchef. Mă rog, trebuie probleme. Îmi vine minte un proverb persan, copacul nu trebuie să-l judeci după rădăcini, ci după fruct. Ai, bun, uite nu că... după ce scoteai tu cu, nu știu ce, oltenisme, da, nu știu ce, ce prin focul interior, prin iubirea ta, care, și tot ceea ce transmis harul tău, care acum ți-l pui în practică. Da, nu știu, realizam atunci că... Ca în orice afacere, dacă oamenii ar fi mai uniți și atunci la concurs, dacă noi eram mai uniți, oricum unul din noi câștiga, indiferent că câștigam eu sau câștigam. Era un concurs individual. Era un concurs individual, dar eu am plecat acolo pe premiza să pot să duc povestea prazului mai departe, de la neamărina noastră, de la Băilești, de la unchiul Mărin și să putem să... De câte ori ai văzut filmul? De 46 de ori am văzut filmul Neamărin. Neamărin de la Băilești, da, Neamărin miliardar. Și realizez că, ca în orice afacere, dacă noi am fi mai uniți, exceptând că, indiferent că, până la urmă, tot trăim într-o viață individuală. Eu sunt sigur că noi am fi mult mai departe, că banii pe care noi învârtim în diferite afaceri trebuie să rămână la noi în țară. Sunt utopii, dragule. Natura umană este alta, e factura ta să fie așa, mai curând trebuie să te adaptezi, da, la specificul fiecărui exemplar. Da, da, da. Eu doar vreau să transmit oamenilor care se uită la noi că se poate și așa. Se poate. Se poate și așa. Și mai eficient, culmea, prin iubire, prin bunătate, prin a fi mai unit ce ai spus mai devreme, categoric. Adică inclusiv, cum să spun eu, firul ăsta de praz, eu îl văd ca pe ceva așa, știi, la nivel de artă. Poate pentru alții trec pe lângă el și nici mă nu bagă seama. Asta a fost ideea ta creativă care, de fapt, a lansat totul, de a exploda, să transformi, să fii un ambasador al plazului, a unei zone, neapărat Oltenia, dar care e specifică. Prea se mănâncă și în Muntenia, și în Transilvania, se mănâncă și în alte țări. Nu. Dar unde se plantează tu pentru business-ul tău? De unde ți-ai plazul? Noi încercăm să luăm sunt de la... sere speciale? Da, sau? Noi luăm de la producători locali care fac praz exact pentru pizzeria. Okay. Noastră și ne ducem, avem plantații care este foarte greu cu prazul ca să-l mai putem cumpăra, praz românesc mă refer, pentru că și noi... Există și praz din Turcia? Da, aduc și din Olanda, aduc de tot felul. Mai cumpăr că nu am ce să fac de multe ori, nu am ce să fac să pot să am numai de ăsta românesc. De al nostru noi îl luăm și îl punem sub gluga de concept. De diferența de gust și la ei, ci că prazul din Olanda față de prazul românesc? Este foarte diferit. Foarte mare, prazul românesc este praz. Ăla din Olanda are o formă de ceva care seamănă cu prazul, dar nu are nicio legătură. Și... Știu numai la usturoi, dar diferența dintre prazul românesc și prazul din Olanda, spre exemplu, Prazul românesc e dulce și te duce. Prazul olandez e, cum să spun eu, e așa iute și nu e ce trebuie, știi? Acum, gândindu-mă la treaba asta cu... Că mă întrebați mai devreme cum deschisei prima pizzeria mea, eu câștigai 50.000 de euro la Masterchef și m-a dus să-i la tata și zic, bă, tata, câștigai și-o banii ăștia, ce facem cu ei? Tata săracu frezor la avioane și, bă, tot, nu știu ce să te învăț să faci, că mi-e frică să nu-i pierzi. Eu atunci... Vreau la pariuri. Nu. Zic, bă, tată, zic, uite, vreau să, uite, hai să cumpărăm 5 taxiuri. Asta am venit mie prima dată. Bine că ai zis două autobuze sau un tir. Da, măcar să fi luat și un tir, că asta să fie... Ideea e că atunci am realizat că trebuie să fac ceva pe bucătărie, pentru că asta era pasiunea mea, de fapt. Că, de fapt, ăsta e secretul în afaceri. Dacă faci ceva cu pasiune, sunt sigur că îți va reuși tot timpul. Pentru că pasiunea te face ca să fii zi de zi acolo, să muncești 26 din 24 de ore, să... oarecum... Noi mergem pe premiza asta că nu prea vrem să facem milioane de euro din tot nucleul Praz Vega și să mulțumim milioane de oameni prin mâncarea noastră.
Hai să reușesc să-i mulțumesc pe toți că natura umană e imperfectă și totdeauna să existe hateri, troli, cârcotași. Uite, apropo de hateri, uite, am o poveste care de mult vreau să o zic și uite, vreau să am și ocazia în podcastul de business, că chiar e un business, ce voi spune acum, un business foarte tare. Deci era odată tigru care avea o afacere. Era tot timpul cu angajații lui și un măgar care n-avea niciodată ce face. Îmi spui din pildele tale care ți-s dragi, ok? Da, da, o pildă foarte dragă mie și care sunt sigur că și ție o să-ți placă. Te ascult. Deci era tigru și făcea tot timpul pe acolo curățenie, era cu angajații lui și la un moment dat un măgar n-avea ce face tot timpul și îl deranja. Și tot zicea, bă, ce faci, bă, tigru, uite, vezi și albastră este iarbă, asta nici nu-l băga în seamă, du-te, mă, de ce cam treabă, nu știu. Și într-o dimineață vine măgarul, bă, bea cafeluța acolo, nu știu, bă, tigrule, vezi, mă, ce albastră este iarbă. Ăsta odată ridică privirea la el și zice, tigru, cum să fie, bă, albastră, nu vezi că iarba este verde? Măgarul când auzi, bă, cum, mă, iarba, tu nu vezi că iarba e albastră? Și uite, așa deveni contrazicerea asta între ei și măgarul zice, bă, dacă nu mă crezi, hai la regele leu, că regele leu care era vorba alea, regele animalelor, hai să vezi că și el spune la fel ca mine. Când îl vede în depărtare, leu stătea pe tronul lui acolo de rege, nu știu ce, și îl ia pe tigru, zice, ha, mă, că mai ai o jumătate de oră până începem business-ul, hai să mergem la leu să mă conving, să-l conving o dată pe ăsta, să scap de el, să mai vină pe aceea, pe la mine, pe la business. Vine măgarul și când vede leu, zice, leule, măria ta, e adevărat că iarba este albastră? Adevărat, grești, măgare? Bă, rămâne ăsta șocat, tigru, cum, mă, iarba albastră? Și regele ăsta au nebunit cu toții. Și zice, la un moment dat, înainte să deschidă gura tigru, zice măgarul, zice, vreau să-l supune la 4 ani de tăcere că mă contrazisă. Leu zice, corect, tigru va fi supus la 4 ani de tăcere, n-are voie decât în curtea lui să vorbească și cu angajații lui. Se duce ăsta 4 ani, 3-4 ani, se duce înapoi la leu. Bă, leule, vorba alea, eram cei mai buni prieteni în clasă, suntem feline, aproape că dacă mă lupt cu tine pot să fiu chiar și eu rege în locul tău. Cum, mă, frate, să mă pedepsești 4 ani? Că doar că mă... Păi bă, eu nu te pedepsi doar că zisești că iarba e verde. Că e verde, dar tu la nivelul tău te contrazici cu un măgar. Așa și treaba asta cu haterii. Liniștea și pacea noastră să sufletească face mult mai mult decât să ne contrazicem cu haterii. Eu am foarte mulți hateri, mi-au spus o grămadă de... Eu îi blochez. Deci eu nu-i bag în seamă și îi blochez. Deci vreau să le transmit tuturor haterilor că indiferent cât mi-ar scrie, eu îi blochez și nu pun absolut nimic la suflet. Eu știu că cât ar rătra câinii, ursul merge în continuare. Eu când am avut-o pe fata mea la Survivor, la reality show, i-am dat în judecată, stai liniștit, i-am ciuruit altfel. Da, dragule, apoi în 2021 ai participat la Imperiul Leilor, nu? Da. Unde ai câștigat potul cel mare... Cât? 400 de mii de euro? 400 de mii de euro, da. Muhammad Ali, pugilistul, ți-a dat... cum l-ai păcălit? Ce ai făcut pugilistului? Muratului, Mahmud al nostru? Da, ideea e că eu, la fel cum am plecat și la Master, și eu n-am plecat să câștig banii. Pentru că eu nu credeam că, nu știu, un vis de-al meu atât de mic poate să devină atât de mare. Și eu m-am dus doar să... Dar îți place să particip la reality show? Da, nu. La, eu m-am înscris... Concursul de genul ăsta. Da, eu m-am înscris la Imperiul Leilor pentru că simțeam că e momentul să trec la nivelul următor în afaceri și am zis, bă, zic, e momentul să mă asociez cu cineva, pentru că singur mi-era frică să pornesc într-o francizare. Și atunci am zis, bă, Imperiul Leilor e fix ce-mi trebuie mie. Deci din 2014 până în 2021, da, 7 ani, deja aveai câte pizzerii? O aveai una la Craiova, nu? Nu, am deschis pizzeria în 2016. 2016, un okay. An de zile am stat să mă gândesc, să studiez un pic, okay, piața, nu aveam voie studiu să de fac caz la piață, la foarte cele, multe, okay, lucruri, nu puteam să fac cu partea de la, cum zisești, cu contractul de la ProTV. Nu, na, și eu am vrut să respect un tocmai. Mă rog, deci în 2016 făcui pizzeria, în 2021 mă dusem la Imperiul Leilor. Aveam o singură pizzerie și deja oarecum o făceam și pregăteam pizzeria. Pizzeria, vând câți angajați? 16 angajați. 16 angajați. Câte sortimente aveai atunci de pizza? Când am început, am avut 16 sortimente de pizza. În momentul de față avem 24 de sortimente de pizza. Facem și cu variantă. Cât vindeai atunci o pizza? Care era cașcavalul? Ma, 30 de lei? Nu, 50 de lei? Cât era? Deci, acum... În 2016, cât? La ce putere mă interesează? În 2016, cred că o pizza mică era undeva la 17-18 lei. 17-18 lei. Și acum a ajuns o pizza 41 de lei din cauza inflației și scumpirilor din ultima perioadă. Ți-ai găsit scuză, inflație și... Am înțeles, ok. Asta e cea mai scumpă pizza pe care o dai? Ideea este, nu. Gândiți-vă că în ultima perioadă, eu cred că treaba asta cu războiul și cu pandemia, așa, oarecum a fost de fapt un război al prețurilor și a scumpirilor din toate punctele de vedere. Ei, da. Gândiți-vă că cu luam o mașină acum 3 ani de zile și cu cât o luăm acum, că o mașină secundă e mai scumpă decât cât o luai acum 3 ani de zile. Da, da, da. Așa, și prazul l-ai introdus în pizza încă din 2016, nu? Da. Sortimente. Care a fost prima pizza
cu praz care ai introdus-o? Ai făcut-o? Eu prima pizza cu praz pe care am reușit 2016. Să o fac și care e și vedeta pizzeriei noastre este pizza Praz Vegas cu varză murată, crănați, oltenești și praz. Toți mă considerau că sunt un nebun. De carul echipei. Da, tu crezi că o să vinzi vreodată pizza cu varză? Toată lumea spunea, bă, zi tu. Și am început să fac tot felul de combinații. Și noi suntem prima pizzerie românească din lume. Deci tu faci cu praz, cu varză murată, cu cărnați? Noi facem cu praz, cu varză murată, cârnați oltenești, cu mici, cu fasole. Cu napi faci? Nu, cu napi nu. Păi eu tot produs românesc, de ce nu? Da, nu fac cu napi, dar încercăm să facem o pizza cu cartofi prăjiți și ouă. Pentru că am zis, bă, dacă noi mâncam bacon cu cartofi prăjiți și asta, dacă ei au făcut americanii pizza lor, am zis, bă, dacă hai să facem și noi cu cartofi prăjiți. Dar pizza vegetariană nu faci? Bă, avem și pizza și numai de praz? Nu numai cu praz. Pizza noastră vegetariană conține broccoli, ardei, ciuperci. Deci avem o variantă destul de diversificată și pentru vegetarieni. Dar din ce ai identificat? Faptul că tu ai venit cu acest simbol al originilor oltenești a avut impact asupra consumatorului din zona ta? Faptul că era prazul în pizza, ei au fost atrași să o mănânce din curiozitate sau dat și de faptul că e totuși caracteristic zonei? Cred că la început, curiozitate, ca în orice afacere, da, eu cred că oarecum prima dată a fost curiozitatea. Okay. Noi după aia am avut un produs premium care a fost făcut cumva prin calitatea produselor noastre să poată să cumpere și a doua oară, că prima dată știi cum e cumpăra, ia să văd și eu cum e o pizza cu praz, să vedem ce face nebunul ăla de la Masterchef. Ei, uite că a doua oară și a treia oară și a cincea oară avem undeva la peste 7000 de clienți în Craiova și în momentul de față distribui și acasă. Avem doar livrări la domiciliu. Noi așa suntem pe principiu, pizzeria Praz Vegas coaptă la cuptor pe lemne, homemade, ce e lemne? Totul făcut în casă. Lemn de stejar. Doar lemn de stejar folosim. Stejar, am înțeles, ok. Nota așa acolo ca să știi cum faci următoarea. Și acum, în momentul de față, avem 5 pizzerii când facem parteneriate. Ne place să facem parteneriate cu oameni. Câți angajați ai în clipa de față? În clipa de față, la toate punctele, avem peste 150 de angajați. Foarte frumos. Și de la câți ai pornit? De la 16. 16 și 150. La prima mea lună am avut peste 25 de angajați și după aia s-au stabilit lucrurile, au mai plecat, că este un domeniu care oamenii pleacă foarte, foarte des. Nu știu ce se întâmplă. Oarecum n-au plecat mulți din cauza salariului și mulți plecau că spunea, dom'le, găsi o funcție. Și am avut oameni, uite, o să spun o chestie în premieră care pe mine m-a lăsat șocat. În 2016, când făcu eu pizzeria la Craiova, a venit o fată să se angajeze. Odată, eu făcusem pizzeria mea cu maxim 30.000 de euro, investisem eu toți banii, că din aia 50.000 într-un an de zile am mai plătit întreținerea pe acasă, am mai mâncat și eu una alta. Și tată, veni o fată să se angajeze cu un BMW X6, cu o geantă Louis Vuitton și îmbrăcată, cum să spun, foarte frumos. N-avea paporniță Louis Vuitton. Ca Militelul, geacă lui Vuitton. Și atunci a realizat, mă, zic, cum, stai puțin, că ceva nu se leagă. Tu ai mașina mai scumpă decât toată afacerea mea și veni să te angajezi la mine pe 13 milioane, cum era atunci, 1300 de lei salariu. O împrumutase. Zice că nu. Părinții mei au afacere, au o pescărie, dar mie nu-mi dau bani, îmi dau doar lucruri. Și vreau să am banii mei. Bă, atunci am realizat că, bă, zic, stai puțin, uite că sunt și oameni care au bani și oarecum vor să disciplineze financiar copiii, trimițându-i oarecum... La disciplina cu X6 putea să ia un golfuleț. Dar eu personal, sunt sincer, am rămas șocat și acum am rămas să vină un angajat să lucreze cu un BMW X6, să lucreze la BMW 300 de lei. E o doză de snobism acolo, de lecția părintele. Cred că da, eu cred că de fapt ăsta este secretul. Nu vreau să judec, dar ok. Nu, fără niciun fel de judecată. Spuneam doar că atunci când ajungi să ai bani, eu cred că aici este clicul. Dacă ajungi să faci afaceri, oamenii care au bani, au bani și punct. Se îmbracă, vorba alea, să nu plece în pielea goală pe stradă. Eu personal, în viața mea, am dat mai mult de 40-50 de lei pe o cămașă și consider că este un accesoriu care doar trebuie să fie îmbrăcat adecvat, pentru că, na, vin la o întâlnire de afaceri, trebuie să am o cămașă pe mine în semn de respect față de partenerul meu. Dar nu consider că este o valoare mai mare ca am aici un dita mai crocodilul sau am aici un dita mai... Liru, crocodilul. Da, un dita mai siglă de tir, înțeleg? Sau un praz. Sau, da, un praz, da, merge. Și atunci îmi dau seama că cu adevărat oamenii pot face afaceri. Te-ai gândit să-ți înregistrezi masca la o simt? Cu... Păi da, e înregistrată. Pizzeria Praz Vegas e înregistrată pe 25 de ani cu toate rețetele noastre, cu toate sosurile noastre. A făcut și comandă, trebuie să vină în curând și pizza, să vedem când ajunge. Am înțeles. Păi și comandă de Zyber n-ai făcut? De Zyber mai facem o porție. Da. O așteptăm.
Ei, eu uite, bă, parcă ai avut o premoniție. Eu te vezi ca în gura urită, tată. Haide, Carmen, Dumnezeule, stai să o invităm și pe Carmen să ia o felie de pizza cu... cu somon. Iau după. Nu, ia acum, nu ia poți acum. Să... Mulțumim, Carmen. Ți-a luat în gură deci, până aici, acum. Te servește întâi, domnișoară, servește-o pe Carmen. Uite, asta e pizza praz vegas cu varză murată și cărnați ce-i place ei, viața ei, deci topită după varză murată. Carmen, e olteancă de-a mea, trebuie să-ți gusta și ea. Mi-a făcut capul uitat atâta de pizza asta. Gata, iau o felie și am plecat. Păi nu, trebuie să și muși din ea. N-are nimic, să ai nu la cameră. Da. Și fii atent, avem două vedete ale pizzeriei noastre, avem pizza cu varză murată. Deci asta e cu varză murată. Da. Și aici am pizza cu făsui, bobiță de lux. Mai făcut să-mi plouă în gură. Da, da, da. Aici am pizza cu făsui, bobiță de lux, cu porumb. Hai să bem pe hai sănătate, numai bine, că la pizza asta merge. Să... Mulțumesc din sufletate la toată lumea. Și mai avem o variantă, noi la pizzerie, acum de vreo 3 ani de zile am descoperit oarecum o rețetă super tare de pui și tată facem și pui crispy aripioare cu cartofi prăjiți. KFC. Este, nu știu, nu, eu cunosc decât pizzeria Praz Vegas. O să gustă din... Așa? Și fii atent că îți mai adus în ceva special. Noi facem niște sosuri în pizzeria noastră Praz Vegas pentru că mergem pe natural. Dragule, dar cât crezi că mănânci, ai făcut ce, n-are nimic. Ce intenție? Și fii atent ce facem. Avem pizza cu pizza, avem sos de sfeclă, pe lângă pizza așa, sos de sfeclă, sos de ardei proaspăt și sos de usturoi. Toate ăștia sunt sosuri naturale care le facem pur și simplu din sfeclă blendată cu smântână, usturoi, cu, știi, vestitul muștei de usturoi făcut așa cu smântână și ardei capia proaspăt blendat care merge minune cu aripioarele noastre și cu crispiul care îl facem în Praz Vegas. Chiar arată foarte, foarte ok. Eu le-am creat... Să și gustăm, dragule, da, da, ia și gustă deci puțin. Asta e cu... Aia e cu varză murată și cârnați țiotenești. Asta îmi place și mie cel mai mult, asta cu varză murată. Și deschisărăm între timp și pizzeria aici la București, că de la București o adăsără în caldă, că de la Craiova îți dai seama 4 ore. Și făcurăm pe Iuliu Maniu 304, Iuliu. Da? Avem deja în momentul de față 5 pizzerii, una în București, una în Târgu Jiu, în Filiaș. Salutăm pe această care toți oltenii noștri și din Târgu Jiu și din Filiaș, toți oltenii noștri și din București și toți... Că vorba alea, venirăm în capitală, tată. Și mai avem una la între Olari, la Olari, între Turceni și Rovinari și în Craiova, firma mamă. Și în Băilești, la Neajovete. Urmează, acum avem discuții avansate și în Băilești, și în Londra, și în Bruxelles. Deci urmează ca să părăsim oarecum, să mergem, nu să părăsim țara și cumva să mergem în... Către românii care s-au stabilit în străinătate. Am făcut un studiu de caz al produselor care se vând în Bruxelles și în Anglia. Sunt anumite magazine, supermarketuri și te las pe tine să ghicești ce se vinde din produsele românești cel mai bine acolo. Cred că din produsele românești se vinde mălaiul, mămăriga. Nu. Mici. Mai o încercare. Bă, tată, varza murat. Hai, ghiceți. mă gândi eu că nu prea pun deci străinii varză la... Deci e liderul care se vinde cel mai bine în... Păi să bași un butoi de varză murată să duc în diaspora, tată. Du-le pizza deja cu varză murată. Le duce direct pizza cu varză murată, da. Cum ți se pare pizza cu varză murată? Mă, delicioasă. Nu ți se pare că e o... Eu nu sunt suie, eu sunt critic, nu sunt suie. Mă bucur că... E interesantă. Mărturisesc, ai impact și sunt sincer cu tine. Am identificat creativitatea ta. Zic, stai, inteligent, a făcut pentru zonă, merge pe brandul Praz, merge pe zona Oltenia, apoi care acaparează foarte frumos. Dar eu am crezut că e și o latură de... frivolitate puțin enea. Și apoi am studiat, am analizat, m-am documentat și chiar mi-a plăcut și povestea și tot cum ai rostogolit-o și am și identificat latura de suflet, de pasiune, de tată, mulțumesc bucurie. Mă bucur că oarecum reflectă așa cum suntem noi ca oameni, știi? Asta e cel mai important, autenticitate, da. Simplitate. Sunt genul de om care, sincer, mă bucură, uite, treaba asta, că facem comandă la o pizza sau dacă nu, facem și o felie de cartofi de asta prăjită pe soba mașinii și mă face fericit orice lucru, dar important e să fii cu oamenii. Carmen,
Carmen mi-a șoptit în ureche că i s-a făcut rău de la pizza ta. Nu cred, nu cred. Wow. Nu, zice că e genială, deci fii atent că mai e... Tată, mă bucur că v-a plăcut. Să știți că realizez acum că visul meu începe să devină realitate. Și așa, cum să spun, o afacere mică începe să devină mare acum. Deja avem și noi 5 locații, 150 de angajați. Sunt produsele care ajung în, oarecum în sute mii de case în fiecare zi. Și atunci îți dai seama că lucrul ăsta a fost conceput pe hârtie într-o noapte. Nici nu știam cum să se numească pizzeria noastră și m-am inspirat și eu din orașul din America, Las Vegas. Și așa făcurăm Las Vegas la noi. Și să văd dacă nu reușim eu să ajung în America, aducem America la Craiova, știi? Dar înțeleg că o să fie o continuare a filmului Neamărit Miliardar, unde acolo în film o să se servească pizza Las Vegas. De sincer, m-aș bucura mult de tot ca Neamărit Miliardarul 2 să joc și eu măcar să fiu bucătarul. Să duc și acolo. Dorința mea cea mai mare este să văd și eu și să dorm o noapte unde s-a filmat filmul Neamărit Miliardarul. N-a ajuns aici, uite, chiar mă uit, dar din ce am văzut e foarte scump acolo să... Da. Și culmea că este chiar al asociatului nostru. Muhammad Murad este chiar camera unde s-a filmat Neamărit Miliardarul. Dar n-am îndrăznit niciodată să-i cer să dorm și eu o noapte acolo unde a filmat Neamărit Miliardarul. Poate rezolvă. Sau măcar să mănânc și o pizza. Dacă rezolvați treaba asta, să-mi faceți o mare bucurie. Nu promit nimic. Dragule, dar înțeleg că și la nunta ta ai servit pizza cu praș și cu mici și cu cârnați. Ba mai multe, ai dus și soției tale în loc de buchet. Buchetul mirese era alcătuit din... fire de praf. De să știți, e adevărat? E foarte adevărat. Uite, noi înainte ca invitații să vină la nuntă, stai noi că nu mă pot abține mai mușcă. Da, tată, ia și mănânc. Noi o parte din invitații noștri care au venit la cununia noastră și la nunta noastră, i-am servit cu pizza, cu praf, cu mișcă astea și după aia am făcut și noi o mică petrecere așa și tot ce mi-a plăcut este că soția mea mă susține în tot ceea ce fac, pentru că realizez că pe vorba aia, știi că să uită la noi și să o fac fericită. În spatele unui bărbat puternic stă o femeie mai puternică decât el, știi? Și pe lângă asta, dacă femeia este alături de tine, eu sunt sigur că familia ta este, cum să spun, e milionul ăla de euro care te așteaptă acasă tot timpul și știi că nu-l pierzi niciodată. Cum o cheamă pe soția? Ileana o cheamă. Ileana, te iubesc, și, Ileana, I love you, te quiero mucho. Și lucrează la tine? Noi acolo ne-am cunoscut la pizzerie. Eu, deci, pe lângă, angajata ta, deci, nu? Cum să spun, pizzeria Las Vegas nu numai dar că... Dar n-ai un regulament de ordine interioară să fie relații între patron și angajat? Nu, stai să spun. Ileana nu s-a angajat la pizzerie, s-a angajat la inima mea. Deci la noi avem o, cum să spun, avem o variantă din asta că pizzeria Las Vegas nu că mi-a adus bani și așa mi-a adus și soție și doi copii minunați, că așa am cunoscut-o pe soția mea prin copilașul nostru Las Vegas. Ai și doi da. Cum îi cheamă? Am doi copii, Elisha Briana, o fetiță de 5 ani și băiețelul meu Ciprian Junior. Că am zis că, bă, poate l-a întrebat cineva. Mulțumesc la fel și dumneavoastră. M-am gândit că, bă, poate vreodată să-l întrebe și pe el pe la școală. Bă, nebunul ăla cu prazul e taicătul. Da, bă, e tata. Și poate l-ajută și pe el în viață cu ceva. Ce de o notă mai mare. Măcar să-l treacă clasa. Sosurile deosebite, gustoase. Asta am vorbit cu Ciprian în timpul pauzei. Pornim în copilărie până în adolescență cu hrana pe care ne-au oferit-o părinții. Ulterior descoperim diverse alte gusturi, trăim alte emoții, dar emoția mâncării pe care am avut-o în copilărie rămâne unică. Și sunt anumite alimente cu care te-ai obișnuit. Tu ai speculat foarte inteligent. Bravo, pe lângă creativ, foarte inteligent aceste lucruri de produse românești cu care suntem obișnuiți, că am mâncat cel puțin eu, nu știu dacă toți, să nu generalizez, fasole, cârnați, praz, ceapă, toate cele și aceste ingrediente. Varză călită cu cârnați. Exact, mai ales. Uite, să știi că ce m-a inspirat pe mine foarte tare să aduc gustul copilăriei pe o pizza a fost filmul, dacă știți, Ratatouille. El a dat pe spate un critic culinar prin preparatul care îl mânca în copilărie prin legumele Ratatouille. Că asta a mâncat criticul culinar în copilăria lui și a zis, bă, zic, asta cred că va face ca atunci când mănânci o mâncare să-ți trezească o emoție. De fapt, noi asta vindem. Vindem o emoție și oarecum o atmosferă. Atmosfera care și-o creează omul acasă la el. Că dacă nu reușim să-i creăm noi o atmosferă, să-l chemăm la restaurant momentan, dar deja lucrăm să facem un restaurant în Craiova, Las Vegas, să devină și restaurant, acolo vreau, unde este firma mama, aș vrea ca să fie cumva un model pentru toate celelalte pizzerii care se vor deschide în întreaga Românie și la românii din diaspora.
Dubla 2, la românii din diaspora. Da, a existat la românii obișnuința asta, Frankfurtul, Ciordala, o vreo intenție de a ți se fura brandul, de a face ceva similar? Nu am văzut lucrul ăsta, am văzut că mai fac unele pizzerii, mai fac cu praz, eu nu pot să impun lucrul ăsta, eu am înregistrat la OSIM, prazul nu l-am inventat eu nu sunt inventatorul prazului, eu doar duc povestea prazului mai departe, dar nu poate să folosească nimeni rețetele pe care noi le avem și denumirile pe care noi le făcurăm cu sosurile noastre crispiu și pizza autentic românească. Ai reușit, extraordinar să faci acest lucru, Ciprian. Sper să reușești și românii din diaspora, care sunt mai emotivi, nu acești ăsta, nu au rudele, nu au îmbrățișările. Această mâncare, dacă ar fi extraordinar, aceste francize, să le duci unde ți-ai propus, Bruxelles, Londra. Da, eu aș vrea oarecum să ajungem în casa fiecărui român de oriunde. Chiar dacă nu reușim momentan să devenim o franciză, suntem pe drumul cel bun, avem parteneriate, facem parteneriate în continuare cu oameni serioși. Dacă e cineva interesat, eu îl aștept să mă caute pe pagina mea de Facebook, Ciprian Ogarcă Master, și pe TikTok, unde prietenii noștri sunt live și acum. Suntem, dar vrem să facem parteneriate doar cu oameni care au mâinile crăpate de muncă ca și mine și care se implică acolo fizic. Nu și suntem meseria interes... noastră, noi nu ne crapăm mâinile și noi muncim, dar acum nu vreau să mănâncă, lumea crăpă mâna. Între ghilimele, cu mâinile crăpate. Am înțeles, metaforii. Adică, deci da, metaforii. Da, tată, sigur, dacă vrei să facem un parteneriat, facem cu mare drag. Ok, am zis, bă, trebuie să-mi crap mâna ca să mănânc pizza de la tine. Nu. Și sunt sincer că noi suntem deschiși, dar vrem să găsim oameni serioși, pentru că noi prin seriozitate și calitate atunci putem să reușim. Noi asta am găsit, rețeta pe care nu o să o schimbăm, avem aceleași ingrediente de 8 ani de zile. Prin pizza noastră. Deci ai reușit, simt pumnii și să reușești și mai departe să duce, ești ambasadorul prazului, acest simbol de suflet la Jnuliu. Tată, mulțumesc din tot sufletul. Un simbol care nu este numai al oltenilor, ci al românilor, nu numai de la noi din țară, ci și de pretutindeni. Ciprian, a fost o adevărată bucurie să te am interlocutor la un business creativ, de suflet, cu multă pasiune, cu multă iubire. Acest podcast, Business Philosophy, făcut în studiourile Canal 33, în studiourile extraterestre, cu echipă de profesioniști. Da. Mulțumesc, Ciprian, și așteptăm să lansezi și prins aceea cu napi care mi-ai promis. Da. Tată, și eu vă mulțumesc frumos. Salutăm toți telespectatorii noștri și prietenii care se uitară la noi. Vreau să le transmit că important este în viață să fie fericit, să facă dragoste. Dragoste. Vă pupă băiatul cu prazul. Vă pupă băiatul cu prazul și vă așteptăm comenzile voastre pe www.prazvegas.ro. Cam mai avut, tată.